cea mai amuzantă fază împreună. Nu trebuie să dați detalii, trebuie să spuneți exact care a fost. Așa, poate să fie doar un cuvânt, poate să fie scaun. Arătați, vă rog frumos, fada din lift. Salutare, ce faceți și bine v-am regăsit în cabinetul meu. După cum puteți vedea, eu sunt Dr. Love, iar astăzi o să interogăm pe Madalin și pe Ilinca să vedem cât de tare se iubesc. Am aici un carnețel unde am scris câteva întrebări ca să vedem și am și un diagnostic pe care o să-l dau la sfârșit în funcție de ce vor răspunde. În cabinetul meu, aka acasă la Madalin și la Ilinca, pregătit aici totul. Bun. Dragilor, am avut bani, am dus doctorul aici. Ca să vezi, uite, Dr. Love, bun. Ca să vă explic un pic cum stă formatul și cum o să fie această serie, avem așa, pe trei secțiuni. Prima secțiune sunt întrebări pe care le adresez Ilinca pentru Madalin, după care întrebări pe care le adresez lui Madalin pentru Ilinca, urmează secțiunea 2 în care sunt întrebări de cuplu, iar a treia secțiune este cu întrebări random la care nu prea trebuie să vă gândiți când răspundeți. Ok. Este simplu, este simplu. Sunteți pregătiți? Da, bun. Care scrie primul? Ok, nu, că scrieți amândoi. Dar bun. Prima ți le adresez, prima dată îi adresez lui Ilinca și voi trebuie să aveți... Și eu zic răspunsul da. Corect și... Să și ea la fel. Ok, okay. Mă dă-te mai așa să nu... Gata. Așa. Începem cu Madalin. Așa. Deci pentru Madalin. Madalin, vreau să-mi spui, de fapt vreau să-mi scrii fructul preferat al Ilincăi. Vă rog frumos să nu vă uitați la fructul preferat. Deci eu sunt Dr. Love, cu mine nu discutați, eu sunt aici. Mă să-i dau indicii? N-am niciun indiciu, deci aici eu înțeleg că e roleplay și așa, dar eu chiar sunt doctor pe bune acum. N-am văzut să mănânc. Nu mă interesează, deci okay, nu gata, este gata, problema gata, mea. Gata, zi. 3, 2, 1 și vă rog frumos. Nectarina. Hai că nectarină, n-am mâncat în viața ei nectarină. Sincer. Domnule doctor, nectarină n-am văzut să mănânce niciodată. În vară când am fost la Siria, am luat nu știu câte nectarine și le-am mâncat. Bă, deci mâncam câte 3 pe zi. Da, deci ok, în prima secțiune este vorba despre detalii. Trebuie să fii atent la detalii, îmi pare rău. Hai, concentrează, te rog frumos. Deci vreau să am un diagnostic bun, pe cuvânt. Sunteți frumoși, am și păcat, nu? Pe bune, hai. Te rog frumos, a doua întrebare. Ce mărime poartă Ilinca la papuci? Hai să vedem, vreau să fiu un răspuns ca să... Asta ești gata, Madalin, vă rog frumos să arătați... Bun, ok, să note, da, sunt este... Aha, așa, da, bun, a răspuns corect. Sunteți gata, dragii mei, pentru ultima întrebare pentru Madalin? Wow. Ia să vedem. Actorul sau actrița preferată a Ilincăi? Hai, gata. Vreau să fii atent. Pentru că asta înseamnă că ești atent la iubita ta. Cred că așa se scrie. Ori actor, ori actrița, voi scrieți dacă să ambele, dacă știi, ai un punct în plus. Gata. Gata? Da. Vă rog frumos. Bradley Cooper. Oh. Chiar, o știu, nu, o scris corect. Bradley Cooper. Da. What? Da. Băi, chiar, da. Nu, când iese dicertat, îi cer. Dar vă dați seama, după o carieră de 15 ani în dragoste, pot să văd că omul chiar a fost atent. De obicei să încurcă chestia asta. E ok. Acum, întrebări pentru Ilinca despre Madalin. Așa, eu deja sunt pregătit aici să scriu tot. Hai să vedem. Ilinca. Eu. Odată, la cât timp se bărbierește Madalin? Poate nici Madalin nu știe asta despre el. Dar ar trebui să fiți foarte atenți unul la altul. Mamă, cred că este un răspuns cam lung. Ok, este foarte ciudat. S-a pus să-ți... Ia. Eu, tu ți-ai aia spre mine, pot să văd, dar nu mă uit. Da, deci vă... Dar nu ne trișăm pe cine ne fură. Dar nu mă uit. Deci că... poți să te uiți în stânga, poți să te uiți în dreapta, dar nu uitați să te uiți în sus. Dumnezeu te vede, mă rog. Zic Dumnezeu te vede. Gata, vă rog frumos să văd care este. Așa, două săptămâni între gen când mă tund, nu se bărbierește gen full, când se... Când se tunde. Da, gen slash. Când nu se tunde. Când se tunde, bă, da. Poți să o iei, poți să o iau. Adică eu nu prea mi-au așa. Dar când te tunzi. Eu consider bărbierul gen când te bărbierești full și el niciodată nu se ia full. Nu mai iau. Și numai când se tunde și se tunde foarte random, ori se tunde odată și de două ori pe lună, ori se tunde... Odată la lună. Da. Băi, am încercat să mă duc din nas și cumva au reușit, dar o să le dau punctul. Iubirea stă în fața doctorului. Da, vă rog frumos, nu mă luați la mișto, că... Nu, domnule, urmează. Departe gândul acesta de mine. Mm-hmm. Deci, până acum avem două întrebări corecte la Ilinca pentru Madalin și una... Ok, bun. Sunteți pregătiți? Da. Dragii noi. Ce poate, atenție, ce poate
să mănânce mădălin 7 zile în continuu, atenție, și tot să mai vrea. Haideți să vedem dacă aceștia doi se iubesc mai mult decât pare. Gata. Eu sunt aici să-i stârnesc, ăsta este scopul meu. Gata? Dar ei trebuie să le iese. Vă rog, arătați! Pizza, McDonald's, dublu cheeseburger sau MC? Da. Deci, am zis pizza, pizza sau... am zis Mac sau sushi? Băi, a fost unul Mac. Le toate. Astea sunt... Îi dai dreptate și la chestiile alea două? Dar fii sincer, uite-te la mine și fii sincer. Ieri am mâncat sushi, venea să borăsc și pizza alalte. Și ai mai vrea o dată să mănânci sushi? Da. Și astăzi probabil să mâncă Mac, gen. Asta e meniu. Pizza, Mac și sushi. Se vede că m-am greșat. Și uite cum stă. Da. Ultima întrebare din această serie, și anume, Elinca, care e siticul verbal al lui Mădălin? Aici, uite, vă dau așa, puteți să scrieți mai multe, dar măcar unul să fie meci. Că sigur sunt mai multe, n-are unul. Sunt mai multe cuvinte, mai multe expresii, dar una trebuie să o nimeriți. Așa că mai bine pentru voi să scrieți cât mai multe variante. Gândiți-vă, simțiți-vă, telepatia. Am dreptul să pierd o întrebare, că și l-a pierdut tot pe prima la mine. Ok, cum să nu știi că îmi plac nectarinele? Băi, are dreptate. Dar ar fi frumos să, dacă ai ghici acum, ai dat dovadă că tu îl iubești mai mult și poți să-i reproșezi asta în orice ceartă. Ticuri verbale două am. Bă, stai că eu doar... Deci nu este problema mea, nu este problema mea. Dr. Love este aici ca să te întărâte. Tu nu trebuie să-i arăți lui Dr. Love că nu e așa, înțelegi? Bine, bine, bine. Stai așa. Arătați, vă rog. Ioi, na. Înseamnă că e al meu Ioi. E al meu. Așa meu Ioi, dar nu așa. No, no. Nu no. Spui no. No, bine. Niciodată. No, ma'am. No, ma'am. Nu, ai o propoziție, nu e un tic verbal, că nu poți să spui no, ma'am, oricând. Bă, nu prea am așa. Nu, tu ai ticuri verbale când vorbești, nu știu, cu ai tăi sau pur și simplu oameni din Arad. Atunci te-a... Bă, bine, n-aveai și tu unul de la un serial, gen, să zici ceva? Mm-mm. Peaky fucking Blinders, fucking, nu? Nimic? Nu zici ce chestii. De ce este vina ta că nu zici chestii? O să trec aici. Exact. Deci... vina lui Mădălin. Da, de ce vei tip vina lui Mădălin? Da-ți tot după mine, n-am treabă. Da. Dragii mei, dăm pagina către următoarea secțiune și anume întrebări de cuplu. Aici o să fie întrebări generale despre voi. Trebuie să încercați să răspundeți din nou la fel. Vă rog frumos, trebuie să vă simțiți dragostea. Deci între voi trebuie să vă imaginați așa, știi? O inimă, o chestie, ceva care să vă unească, telepatia, sunteți lei. Hai cu fântoșirea ta, așa, bun. Care este activitatea voastră preferată? Voi știți cum sunteți, să mergeți la munte, să spălați papuci. Și ar fi bine să o știți, pentru că astea devin din ce în ce mai grele. Eu sunt aici să vă întărât, dragii mei. Cred că mult, ce naiba? Pune mai multe să fii sigur. Băi, atenție acolo cu răspunsurile alea. Ori plecați din mână și plecați până la atunci bătrâneți, ori mai plecați împreună. Vă rog, 3, 2, 1. Să stăm degeaba, să stăm. Bă! Vă rog frumos. Ce tare. Faptul, asta este dovada că iubești cu cineva. Când poți să stai cu cineva fără să întâmpli nimic. Degeaba, da. Aici o să pun o inimioară. Gata. Următoarea întrebare, toată lumea, dragii mei, pentru pacienții mei din ziua de azi, primul mesaj pe Instagram. Gen, cine l-a dat? Nu. No. Care ce-o a fost? Da. Nu trebuie să scrieți chiar totul, ca astea sunt chestii private, dar ca să văd că se meciuiește. Un pic de răgaz să-și amintească primul. N-ai cum să nu-ți amintești primul mesaj pe Instagram cu gagică ta, este imposibil. Este viitoarea mama copilor tăi. Așa trebuie. Da, noi nu prea. Gata? 3, 2, 1 și vă rog frumos, arătați. Refl la story, răspund la story. Mm-hmm. Aha, refl la story, ok. Da, eu răspund la story. Da. Bă, da, o ghicit. Da, este de apreciat, mai filmez un punct. Dragii mei, dacă nu știți pe asta, ați scăzut total în ochii mei. Cea mai amuzantă fază împreună. Nu trebuie să dați detalii, trebuie să spuneți exact care a fost. Așa, poate să fie doar un cuvânt, poate să fie scaun, poate să fie tablou, poate să fie cameră. Oh my god, eu știu. Conectați-vă. Vă rog, conectați-vă. Din ochi. Așa. Așa. Când eu știu. Doctor Love. Nu ți-aduce aminte, dar ți-aduce aminte. That's the point. Atâta zic. Doctor Love. Că am râs și încă râd nu mă aducem aminte și doar că nu știm exact ce a fost. Gen, ce-ai făcut? Aha. Așa. Hai că scrie acolo. Hai, arătați-vă, rog frumos.
Faza din lift. Ok, faza din lift, bravo. Fără detalii, oricum pare amuzant deja faza din lift. Am făcut eu un dans și ceva. Da, nu mai știu, nu mai pot să fac. De-aia un râs de la cu lacrimi, ați avut, nu? Da, a fost, a fost, ce trebuie. Ăla, este un râs care vine și nu mai vine niciodată, știi? Exact. În sensul ăla. Băi, este de apreciat că acești pacienți chiar au venit fără probleme la mine. Sunt complet, eu am venit la ei, dar sunt complet șocat. Bun, o să bifez aici. Ok. Amintirea voastră cea mai de preț. Se pare că... Stai, că, nu știu, că trebuie să scriu mai mult. Da, trebuie să fie meci, nu contează. Aici nu intrăm în detalii personale. Eu pot să pun verdictul doar pentru un singur cuvânt. Când sunteți gata, vă rog frumos să arătați simultan la cameră. Ia să vedem. În mașină când ne întorceam de pe munte la Păltiniș, film gen prima întâlnire la ziua lui Gal. Aia nu e cea mai de preț. Aia e pur și simplu momentul că s-a întâmplat chestii sărea care nu sunt chestii de vreau să le țin minte. Să aveți dreptul să discutați 20 de secunde. Zii tu! Da, chiar a fost cea mai tare, dar da, am uitat-o. Da, adică am uitat-o acum pe moment, dar n-am cum să uit momentul ăla. Și de aici începe, dragi. Cum prieteni. Adică cu seara aia, să mor eu? Eu sunt Dr. Love și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunteți gata pentru următoarea întrebare? Da, suntem bărbați noi. Da. Ce iubiți să mâncați împreună? Squash! Ceva, trebuie să fie ceva. Dar trebuie să ghiciți, dragi. Punct. Arătați, vă rog frumos. MC, McDonald's sau orice. Chiar pe bunii Mac? Da. Bă, ce bun. Și baga mea Mac în ei, bro. Nu, da, 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 este dragoste, nu mă interesez. Tot eu acum când terminăm clipul. Alo, te întorci cu mine. Vreau să vă concentrați foarte tare. Și dacă nu-mi dați un număr exact, verdictul o să fie foarte nașpa. Și anume, urmează întrebarea roșie. Cea mai lungă conversație pe FaceTime. Orele, minutele, sper să fie orele. Noi am vorbit foarte puțin timp pe FaceTime, că după direct ne-am mutat împreună, gen n-am apucat prea mult. Să zic așa. La telefon măcar, ceva, să vorbiți, dar nu în față în față. Ca asta e altă întrebare. Gata. Ia să vedem. Arătați-vă rog frumos. 3 ore când am fost la Arad, 3 ore. 3 ore a fost? Da. Băi, sunt complet șocat. Dar pentru asta vom trece la secțiunea a treia, așa nume, întrebări random. Ilinca, dacă te-a sunat cineva să spună că Mădălin este la închisoare, ce ai crede că a făcut? Că a bătut pe cineva. E plauzibil? 100%. Da. Da. Mădălin. Da, așa mă. Urmezi tu. N-am scris aici. Dacă Ilinca nu ți-a răspunde la mesaje / telefon câteva ore / o zi, care crezi că ar fi cauza? Și Ilinca, vreau să fii sinceră după, dacă ce zice, ar fi plauzibil. Cel mai rău caz ar răpi o cineva, ferească Dumnezeu, dar în rest nu cred că n-ar răspunde. Nu te-ai gândit că poate doarmi sau ceva? Te-ai gândit că o răpit o cineva? Da, voi și locuiți împreună, dar nu știu, n-am gândit întrebările astea prea bine. Da. Așa, o întrebare pentru amândoi. Și la 3, 2, 1 și o să dați răspunsul. Cine e mai orgolios? 3, 2, 1 și... El. Este Leu, este regele Leu. Deci e normal. Bun. Mădălin, ascultă cu atenție. N-ai timp să te gândești. 7 complimente pentru Ilinca fără să fie pauză între ele. Dă-i drumul. Drăguță, frumoasă, irezistibilă, micuță, drăguță, frumos și că rău de tot, că mor când o văd și are ochi frumoși. Ești de acord cu ce a zis? Nu înțeleg asta cu micuță. Efectiv, aceeași rățime, aceeași mărime la picioare. Da, nu știu ce să zic. A fost, dar drăguț. Foarte drăguț, da. Așa, da. Ilinca, îl iubești pe Mădălin? Da. Bun, cam atât a fost acest episod. Da, foarte scurt. Acum o să vedem și verdictul. Opa. Ia să vedem ce o să scriem aici la verdict. Da, pacienții mei s-au descurcat mai bine decât mă așteptam. Se pare că nu m-au lăsat să-i întărât. Bun, verdictul începe așa. Se iubesc la nebunie. Cel mai bărbat dintre toți regii bărbați pentru Ilinca este Mădălin și cea mai frumoasă femeie din această galaxie, constelație, planeta Jupiter, universul absolut pentru Mădălin este Ilinca. Știi că chiar asta mi-a zis azi? Ce? Că cea mai frumoasă, mi-a zis că-s... Deci este un diagnostic? Da. Foarte corect. Este un diagnostic corect? Da.
Le mulțumim lui Mădălin și Ilincăi pentru că au fost pacienții noștri. Vă rog să lăsați în comentarii cine vreți să fie următorul cuplu care să apară la Însuși și nimeni altul stați așa că pe la Dr. Love. La mine nu uitați să lăsați un like la videoclip, un follow pacienților noștri și bineînțeles lui Dr. Love. Și până data viitoare, noi v-am salutat. Pa, pa! Pa!